Mă bucur să ne revedem în această seară și să vă salut și am plăcerea de a continua în această seară o prezentare pe care am început-o acum o lună de zile, tot aici, împreună cu fratele Pastor Florin Postolache, intitulat Legământul cel Vechi de data aceea, iar astăzi vom continua cu cea de-a doua parte, care e o continuare a primei părți și anume Legământul cel Nou. Va fi o temă deosebit de interesantă, o dezbatere pe care abia o aștept și până să intrăm în ea ne vom pregăti sufletele prin imnul instrumental pe care Rebecca și Andra l-au pregătit pentru noi, intitulat Simt un dor nespus Isuse. Să le ascultăm după care revenim împreună. Iată-ne din nou împreună de această dată, continuând tema cu nou legământ și cred că sunteți alături de mine interesați de modul de înțelegere al obiectivului lui Dumnezeu. Cum să intrăm într-un legământ trainic cu el, cum să închem un contract care să ne asigure pace, echilibru, siguranță în ce privește mântuirea sufletului nostru și, bine, bineînțeles, binecuvântarea noastră, uh, umblarea noastră armonioasă pe acest pământ, dar și uh, împlinirea scopului lui Dumnezeu prin noi. Astăzi am plăcerea de a continua dezbaterea împreună cu fratele păstor. Bine ați venit și bine aș dori aici. pentru început să facem o scurtă recapitulare a... a a ceea ce am prezentat data trecută pentru a intra mult mai bine în tema de astăzi. Așadar, ce a fost vechiul legământ? Care sunt greșelile de înțelegere pe care le-am menționat și atunci? Și le spunem celor care ne ascultă acum pentru a înțelege și mai bine tema de data trecută. Bineînțeles, îi invităm, dacă nu au văzut-o deja, să o urmărească pentru a înțelege tema de astăzi. În vechiul legământ, așa cum îl găsim afirmat în Sfintele Scripturi, ne-am ocupat doar de partea de consecințele sau urmările vechiului legământ, ca și rezultate practice care sunt inevitabile în viața noastră umană. Așa ca și idee, întreaga omenire, de la Adam și până la ultimul care se va naște până va veni Domnul Hristos, se nasc sub e imperiul acesta al vechiului legământ. Deci prin naștere, prin obârșie, noi ne trezim în existență, în viața aceasta, sub vechiul legământ. Pentru că asta este destinul nostru. Aici ne-a dus primii noștri părinți, Adam și Eva. Prin neascultare s-au rupt de viața lui Dumnezeu și au intrat în starea de existență sub controlul diavolului. Diavolul face biserici, face lucruri mari, face lucruri nemaipomenite, uimitoare, sclipitoare, dar sunt făcute de el. Chiar și, eu, și pentru creștini. Chiar și pentru creștini. Pentru mine, care mă numesc adventist, adventist reformist, vegan și așa mai departe. Deci, eu cu toată povestea asta pot să fiu sub vechiul legământ, sub controlul Diavolului. Deci asta nu am amintit-o rândul trecut, dar mintea de care uh, sunt călăuziți și care operaționează în vechiul legământ, uh, operaționează direct cu mintea diavolului, iar în noul legământ aceasta este tăiată legătura și uh, este racordată sau operaționează cu Dumnezeu, cu mintea lui Hristos. Deci asta face diferența. Lumea de când există ea e împărțită în două categorii, în două clase. Și așa o prevede Scriptura. Noi zicem că doar la vremea sfârșitului va despărți, cum desparte Păstorul Oile de Capre. Dar ei s-au ales în fiecare generație ori conduși și călăuziți de Deavolu, ori conduși și călăuziți de Dumnezeu. Am avut un, un comentariu în, în tema trecută, la care, cum să spun, l-am luat de, de bine și, cum să spun, cu toată credincioșia, cred că a scris persoana respectivă, spune așa, frate Florine, legea nu a luat sfârșit la cruce, cum ați afirmat dumneavoastră. Și apoi în citate și paragrafe, atunci eu am revizuit încă de două ori tema, am ascultat-o, n-am făcut afirmația asta, că legea lua sfârșit la cruce. N-am făcut-o pentru că nu am viziunea aceasta și nici nu cred, nu am conceptul acesta. Și atunci m-am întrebat, ce minte operaționează când vezi lucrurile în felul ăsta? Deci, când Dumnezeu spune una, iar tu înțelegi altceva. Exact ceea ce nu ar trebui ca să înțelegi. Și ceea ce ar trebui să înțelegi din partea lui Dumnezeu, exact asta nu poți să înțelegi. Asta este uh, creștinismul în ghilimele. De aia e atât de pestrit și de colorat astăzi. În marile religii, care sunt creștinism, islam, iudaism, hindus, da? Hinduism și sub împărțit în mii și mii de culori. Pentru că miile astea de nuanțe religioase care toate căile astea zic că duc la Dumnezeu, de fapt sunt conduse și călăuzite de diavolul și nu duc decât la moarte. de am zis, fugiți de vechiul legământ ca de moarte, pentru că el este moarte, nimic altceva. Nu înseamnă deloc vechiul legământ, vechiul testament, perioada de la Moise și până la Domnul Hristos. Nu. Nu înseamnă nici legea ceremonială, nici tăierea împrejur, nici legea celor 10 porunci. Nu, sub nicio formă. Vechiul legământ înseamnă legătura ta cu diavolul prin naștere, din obârșie, Te-ai născut sub Imperiu ăsta. Noul legământ înseamnă născut dintr-o sămânță Dumnezească, dintr-un răsad Dumnezeesc. Nu din voia firii pământești, nu din voia vreunui om, nu din vreo doctrină, ci născut din Dumnezeu. Punct. Din Dumnezeu înseamnă să fim exact ceea ce El este prin naștere moștenim pe Dumnezeu așa cum este. Deci poți să ai cele mai bune intenții, să te închinui Dumnezeu, să vrei să intri într-un legământ cu Dumnezeu, însă de forma aceasta dintr-o minte pervertită cu percepții deformate și cu inima nenăscută, adică nenăscut din nou și în felul acesta tu, în loc să te legi cu Dumnezeu, practic intri într-un legământ cu diavolul. Exact. Uită-te pe întreg pământul și vezi că deci toți își doresc mântuirea. Toți își doresc viața cu Dumnezeu. Sunt puțini acei care s-au dedicat direct diavolului și ei au ședințe și întruniri și vin direct și uh, militează pentru diavolul. Dar, în general, păgânii, islamici, iudei, creștini, toți țin, țintesc către Dumnezeu, mântuirii și ceea ce înseamnă. Numai că cine le predă toată religia asta este diavolul. Și le predă atât de frumos și atât de minunat, predică așa de. de um, um, cuprinzătoare și de solemnă, exact ca și la Eva în grădina Edenului. Hotărâre că nu veți muri, veți ajunge binele vostru, vi-l doresc și așa. Și o singură greșeală a rupt de viața lui Dumnezeu, relația cu Dumnezeu, da? Acum nouă ni se pare că dacă suntem mai nuanțați, mai așa, oricum Dumnezeu ne mântuiește și ne primește. Nu se poate. Dacă printr-o singură greșeală, a venit șase de ani de suferință și de păcat. Credeți că Dumnezeu ne acceptă cu mai puțin decât 100% din ceea ce El este și 100% pentru El? Merge încoropit și cu să slujim și diavolului și lui Dumnezeu? Nu merge, ne înșelăm. Și lumea este înșelată astăzi. Aud adeseori comentarii care departajează lumea religioasă în două, și anume cei ce țin cele zece porunci și cei ce nu le țin. Iar dumneavoastră îmi spuneți că poți să te raportezi destul de fidel față de cele 10 porunci, însă fără nașterea din nou și în felul acesta nu ai nicio șansă de, de unire cu Dumnezeu. Nu are rost să mai discutăm, Dovada este poporul evreu, care le-a primit de la Sinai, le-au ținut și le țin și astăzi, le țin și astăzi și când merg strict pe cele 10 porunci, dacă vrei mai autentic, mai profund, dovada este Apostolul Pavel. Slujeam după cea mai îngustă partidă, numită sectă. În toate eram ultra-religios, dar eram un copil al deavolului în religia iudaică, în tot ceea ce făceam. Nu-l cunoșteam pe Hristos. O stârpitură. Ce înseamnă o stârpitură? Ceva de aruncat. Născut înainte de vreme, da? Stârpitură înseamnă născut până nouă 9 luni, avortat, fără să vadă lumina zilei care lumina era Hristos, zice ceilalți apostoli s-au născut în felul ăsta și au văzut-o. Eu n-am văzut-o, or, or, ca unei stârpituri. S-a îndurat Dumnezeu și mi s-a arătat și mie. În momentul când mi s-a arătat, am dat cu totul de pământ. Un munte de gunoaie care mă împiedica Mă împiedica la mântuire și atunci am aruncat, am terminat cu totul, uitând ce este în urmă, mă arunc spre înainte. Deci toată religia asta cu porunci, cu sabat, cu sforțările alea care le făceau ei, nu numai că era zero, era cu minus, că pentru că te ducea în, în moarte veșnică, cu bune intenții. Cred că este momentul să readucem speranța în cei care ne ascultă și anume dacă Pavel, cu toată desăvârșirea lui în ce privește legea, spuneți că era considerat o stărpitură, o ce speranțe scripura? sunt pentru cei declară. care ne urmăresc astăzi și pentru noi înșine care ne dorim ceva mai bun? Speranțele sunt atât de mari, suntem pe un teren, nu mai suntem în lumea deavolului. În seara asta, aici și acum, suntem pe teritoriul împărăției lui Dumnezeu, a împărăției veșnice. Sub nou legământ, asta înseamnă că cerul este pe pământ, este cu noi. Înseamnă că limbajul, armonia cerului, în totul suntem racordați, legați la această atmosferă a cerului. Și de-abia aștept ca să intrăm, să uităm de vechiul legământ, nu să îl ignorăm, să știm să ne ferim de el, pentru că spune Isaia la un moment dat, zice, ați făcut o învoială, asta e legământul, cu moartea și un legământ cu locuința morților. Atunci când vor veni apele cele mari, nu ne vor îneca și când va da peste noi, nu ne va, nu ne va atinge. Dar nu, nu veți scăpa. N-am făcut nici o învoială, nici un pact cu diavolul, cu moartea și cu locuința morților, crezând că avem rezolvare. Nu, rezolvarea noastră este solul legământului celui nou care el garantează totul pentru noi. Și aceasta este fratele nostru care a fost cândva fiul lui Dumnezeu și a renunțat de bună voie la ceea ce a fost, a venit să se facă frate cu noi, să ne aducă speranța. Speranța și bucuria că acolo unde a fost el ne duce și pe noi. De-aia a venit la noi ca să ne ducă la el. S-a făcut ceea ce noi suntem ca noi să fim ceea ce el a fost aici pe pământ. Și să fim ceea ce El este la Tatăl. Când se va arăta El, vom fi exact ca și El. Asta este limbajul Scripturii. Da. Așa după cum imaginea reprezentativă de la detitlu ne arată că lăstarul de viță de vie devine exact din aceeași sevă una cu vița mamă. Da? Cu butucul, da. dar și lăstarul i-a dus tot într-un alt răsad. E de origine cerească. Că zice, orice răsad care nu este sădit de tatăl meu, într-o zi va fi smul și aruncat. Nu contează ce etichetă ai, nu contează cât ai. Smul și aruncat, fără doar și poate. Dar ăla care e de origine cerească, ăla rămâne. E din grădina Domnului. Ne-ați pregătit o suită de pasaje biblice prin care vom înțelege de ce este mai bun acest nou legământ decât vechiul legământ. Alex, tema din seara asta cerea cam 10 ori de dezbatere. Așa că dânsuita aia care te sperie că sunt multe, sunt doar câteva selectate din multitudinea făgăduințelor Scripturii, care sunt toate pentru noi și sunt așa da, min. Așa este. Da. Uh, vom, Dăm uh, curs. Începem cu... Vom uh, lua o primă trimitere și anume din Evrei, capitolul 8, versetele de la 6 la 10, da? Hai să le citim. De acum Hristos a căpătat o slujbă cu atât mai înaltă, cu cât legământul al cărui mijlocitor este El e mai bun, cât este așezat pe făgăduințe mai bune. În adevăr, dacă legământul din tâi ar fi fost, făcut fără, ar fi fost fără cusur, n-ar mai fi fost vorba să fie înlocuit cu al doilea. Căci ca o mustrare a zis Dumnezeul lui Israel, Iată, vin zile, zice Domnul, când voi face cu casa lui Israel și cu casa lui Iuda un legământ nou, nu ca legământul pe care l-am făcut cu părinții lor în ziua când i-am apucat de mână ca să-i scot din țara Egiptului. Pentru că n-au rămas în legământul meu și nici mie nu mi-a păsat de ei, zice Domnul. Dar iată legământul pe care îl voi face cu casa lui Israel după acele zile, zice Domnul. Voi pune legile mele în mintea lor și le voi scrie în inimile lor. Eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. Aici se vorbește deja de o diferență prin contrast se, se, vede o diferență. Sunt câteva puncte cheie. Dacă noi avem cheia Scripturii, atunci ne este ușor. Dacă nu, ne încurcăm. Păi ce mi-ai citit-o aici așa? Vorbește despre evrei, despre casa lui Israel. Nu are nimic comun cu noi neamurile. Și am închis subiectul. Asta înseamnă că în seara asta, în mintea mea, a funcționat diavolul cu legământ. ideile lui. Vechiul legământ. Dar sunt câteva expresii acolo. Israel. Dacă am înțeles ce înseamnă israelit, și asta mi-o spune Scriptura când mă duc în Romani, uh, iudeu nu este acela care este uh, uh, să tragi în genealogie din carne și sânge și tăierea în nu este aia. Uh, care a făcut-o vechi Israel, ci tăierea împrejura inimii și iudeu este ăla care este născut din Dumnezeu. Deci Israelit, un om fără vicleșug, un prinț al cerului, al lui Dumnezeu, este oricine care a candidat și care a rezolvat această problemă a mântuirii. Nu ține de sângele evresc, Israelitul. Acum, legământul este cu casa lui Israel. Ori Israel, primul Israelit, prințul lui Dumnezeu, este însăși Isus Hristos. Și o să vedem că se leagă bine cu Avram și cu făgăduințele. Apoi, nu ca legământul din tâi, că dacă era acesta fără cusur. Și atunci noi spunem, domnule, nu vezi că ăsta a fost primul și al doilea, legământul cel nou, apare de-abia în Noul Testament undeva. Dar în conchide textul și spune, pentru că nu au ținut seama și nu au ținut cont de legământul meu, atunci ei la sinai acolo. Asta înseamnă că era un legământ operațional, da, care el era activ, care lucra, dar nu a ținut cont de el. Și au ales altceva, un alt legământ. Asta este când împredă Hristos prin Duhul Său lecția biblică. Așa înțeleg lucrurile. Când vine diavolul și mi-a predă, îmi spune cu totul alte bază conii. Iese cu totul altceva și atunci spun a, nu, Vechiul Testament, asta are treabă cu evrei, sabatul, legea, nu știu ce, asta înseamnă. Vreau să fac o afirmație. De la Adam, până la noi astăzi și până la sfârșit, nu există măcar o singură persoană care să fie mântuită prin vechiul legământ. Și atunci, dacă nu este, cum poți să spui că ăsta a fost un legământ bun din partea lui Dumnezeu pentru o anumită perioadă sau o anumită națiune? Nu există. Doar noul legământ care este veșnic, este operațional și în jurul căreia gravitează întreg universul, nu numai planeta noastră căzută în păcat. Deci toți sunt dependenți de acest de legământ. Legământul cel veșnic al lui Dumnezeu. În textele, în continuare, o să ne descoperă lucrurile astea. Da. Păi atunci vom uh, citi un uh, alt pasaj, cel din Evrei, capitolul 9 cu versetul 15. Și tocmai de aceea, el, mijlocitorul unui legământ nou, pentru ca prin moartea lui, pentru răscumpărarea din abaterile făcut, făptuite sub legământul din tăi, cei ce au fost chemați să capete veșnica moștenire care le-a fost făgăduită. Aici apare garantul legământului cel nou, nu? Și anume mijlocitorul. Operațional, da, s -s să, capete Veșnică veșnica moștenire care le-a fost făgăduită. Cine să o capete? Neamurile? Noi? Ăștia de la cruce încoace care ne-am încreștinat? Sau ei care n-au putut să beneficieze în vechiul legământ de mântuire? Pentru că ei s-au angajat că noi ne vom construi mântuirea noastră. Deci vor arăta noi faptele noastre bune, intențiile noastre bune, sacrificiile noastre. Pavel, ai, nu, nu mă duc mai departe decât la, la, Pavel. Pavel cel din tâi, sub, sub religia iudaică. Ca să-l scoată pe Pavel din starea asta, trebuia să-i deschidă ochii minții și a inimii pe drumul Damascului. Băi, e un legământ. Legământul cel veșnic, legământul cel nou care funcționează de la Adam încoace. Uite-l cât e de strălțor și de plin de lumină, încât când i s-a descoperit, a orbit Pavel în momentul ăla. Și solul legământului era prezent acolo, care el garantează toată, toată chestiunea asta. Uh, orbirea, trei zile de orbire ale lui Pavel fizică, uh, scoate în evidență orbirea minții lui în religia în care era. Asta îi scoate. Orbirea minții. Iar nou ne-o spune astăzi la audicianului la fel. Și nu știi că ești orb, nebun? Gol, umbli gol dezbrăcat în ziua mare și ai impresii că ești prins și că ești în strai, în vestimentație regală. Dar de unde? Pentru că atâta este viziunea ta, atâta poți percepe. Da. Față de Adam și Eva, solul legământului, adică Domnul Hristos, a dat făgăduința și anume că între păcat, între fără de lege și inima voastră va fi o vrăjmășie, va fi o relație de evitare, de respingere, nu? Mult mai mult. Geneza 3.15 da, da, Geneza 3.15 Vrăjmășie, hai citește-l. Vrăjmășie voi pune între tine și femeie între sămânța ta și sămânța ei aceasta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul. Vrăjmășia aceasta Asta înseamnă mintea diavolului, care, din momentul în care s-a uitat la sine, cine este el, cum arată, cât este de capabil de înțelept și de strălucitor, și le-a asumat ca și cum îi aparțin de drept ale lui și că nu cineva l-a înzestrat în felul ăsta. În loc să privească la acela, la sursa din care vine toată această slavă, strălucire, înțelepciune și așa mai departe, s-au uitat ca și cum sunt ale mele, exact ce facem noi astăzi. Asta este vrăjmășia, care întotdeauna este împotriva guvernării lui Dumnezeu și a tot ceea ce gândește și este Dumnezeu și se exprimă. Deci asta a rostit acolo în Geneza, asta va merge și va veni cineva din sămânța femeii și va zdrobi mintea asta a deavolului. Voi lua din voi mintea aceasta de, a păcatului de piatră, vrăjmășia și voi pune o inimă nouă, o minte nouă și atunci va fi totul armonios, liber și veți trăi în, în această libertate. După Geneza 3 cu 15, mai dădea niște indicatori acolo care să leagă cu, cu, cu Geneza. Ți-a mai dat niște versete, putem să le, le citim. Pe lângă Geneza 3 cu 15, da, ce da, cel din. Da din pasajul din capitolul 4 cu versetele 6 la 7 și 11 și anume despre Cain. Cain. Cain care operaționează în vechiul legământ. O jerfă adusă pentru Dumnezeu. Ceea ce facem noi astăzi, creștinii, de orice nuanță. Că ești adventist, că ești penticostal, că ești baptist, catolic, ortodox, orice. Fiecare vine cu obolul lui și își prezintă lui Dumnezeu. Iată intenția mea cea bună. Iată sacrificiul, jertfa pe care eu o aduc. Dar și uh, vechiul legământ, să nu uităm că o să vină următoarele versete, a fost ratificat cu sânge. sânge. Jertfa lui Cain a fost sigilată cu sângele lui Abel. Aici l-a dus. Următoarele versete, unde fratele tău Abel? În urma jertfei aduse de Cain, a trebuit să fie în vechiul legământ ratificat cu sânge, cu sângele unui nevinovat, sângele lui Abel care strigă și vorbește de atunci. dar o să apară un alt sânge care vorbește mai bine decât sângele lui Abel. Spuneau versetele, acum blestemate și tu izgonit din ogorul acesta care și-a deschis gura ca să primească din mâna ta sângele fratelui tău. În care stă viața. Da. În care stă viața. Am ajuns la amănuntele descrise de Galateni, capitolul 4. Ce s-a întâmplat aici, și a întrecain și Abel? Geneza 3:15, vrăjmășie, tușmănie, uh, uh, diametral opuse, nu se înțelegea una cu alta. Deși în aparență un singur altar, aceleași intenții, mai pompoasă religia mea alu Cain decât a lui Abel, cu mai multă scrupulozitate și cu asta, dar ce, ce a făcut? A adus vrăjmășia care a dus unde? La moarte. De ce vă spuneam? Fugiți de vechiul legământ ca de moarte, pentru că el nu duce în altă parte decât la moarte. Nu a existat mântuire în vechiul legământ. Cine are conceptul ăsta că Dumnezeu a mântuit prin vechiul legământ, de -așa are mintea deavolului. E pedagogul lui, cel care îl instruiesc și este diavolul. Îl ține păcălit până într-o zi. El spune numai minciuni, diavolul. Dar Dumnezeu când vine și ți vorbește și îți descoperă Scripturile, îți spune adevărul. Chiar dacă tai, chiar dacă doare adevărul de multe ori. Băi, nu stai bine, Pavel, nu e bine poziția ta. Iuda, unul dintre voi este un drag, da? Mm. Nu eu spune cu în sensul de al l judeca sau... Măcar că s-ar trezi. Doamne, dacă așa stau lucrurile, ca și Petru. Atunci am nevoie de am nevoie de o schimbare. Ce se întâmplă în Galaten 4? În Galaten 4, versetele 21 la 29, spune așa. Spuneți-mi voi care voi să fiți sub lege. N-ascultați voi legea? Căci este scris că Avram a avut doi fii, unul din roabă și unul din femeie slobodă. Dar cel din roabă s-a născut în chip firesc, iar cel din femeia slobodă s-a născut prin făgăduință. Lucrurile acestea trebuie luate în alt înțeles. Acestea sunt două legăminte, unul de pe muntele Sinai, naște pentru robie și este agar, căci agar este muntele Sinai din Arabia și răspunde Ierusalimului de acum care este în robie împreună cu copiii săi. Dar Ierusalimul cel de sus este slobot și el este mama noastră, fiindcă este scris, bucură-te stearpo care nu naști deloc. Izbucnește de bucurie și strigă tu care nu ești în durerile nașterii, căci copiii celei părăsite vor fi în număr mai mare decât copiii celei cu bărbat. Și voi, fraților, ca și Isaac, voi sunteți copiii ai făgăduinței. Și cum s-a întâmplat atunci că cel ce născuse în chip firesc prigonea pe cel ce născuse prin Duhul, tot așa se întâmplă și acum. Sunt o suită de imagini și aș vrea să le, să le luăm un pic. Să le, să le legăm. putem, hmm. da. Spuneți voi care sunteți sub lege. Eu care sunt adventist, așa mă consideră frații mei duminical, când vorbim de duminical intră toți ceilalți bă, voi sunteți sublege că v-ați băgat singuri și vreți să fiți sublege, vreau să le spun că ei declarația este că sunt sub har dar ei sunt sublege la fel ca și mine sunt sublege pentru că ce înseamnă a fi sublege a fi sub urmărire penală, sub condamnarea legii, ești păcătos ești sublege nu ai păcat nu ești sublege. lege. Acum te întreb, există om care să nu aibă păcat? Dacă zicem că nu avem păcat, ce facem? Mințim. Mințim. Deci sublege lege, indiferent că vrem sau nu vrem, că ne declarăm că suntem sub har și că nu suntem sub lege, asta nu înseamnă că am scăpat de sub jurisdicția legii. Sublege suntem toți. Cum ne raportăm? Asta ne definește dacă suntem sub lege sau suntem sub har. Cum ne raportăm? Uh, noi spunem legământul vechi s-a născut la Sinai și vorbește acolo de lege, muntele Sinai, da? Dar de ce vine cu Agar și cu Ismael? Și spune, Sinaiul reprezintă pe Agar și fiul născut din roabă. Asta înseamnă că era funcționabil în vremea lui Avram vechiul legământ. Ce înseamnă vechiul legământ? Dumnezeu a promis ceva, a spus ceva lui Avram, da? Și Avram a zis, băi, dar trebuie să facem noi ceea ce a spus Dumnezeu, nu lăsăm pe el să facă. Până o veni el și s-o hotărâ și aia, noi trebuie să ne facem partea noastră, da? Și naște pentru robie. Au conceput un copil care ăsta s-a născut vrăjmășie împotriva făgăduinței a lui Isaac născut din Făgăduință. Avram, tu stai cu minte, Sara, voi stați cu minte, da, sunteți steri, doi copaci uscați la bătrânețe. Eu ce am promis e problema mea cum o rezolv. Dar o să vă dovedesc că o rezolv. La anul pe vremea asta o să ai un copil. Ce se va întâmpla acum? Vine vrăjmășia. Vine Ismail din partea asta și începe să râde, să bajocorească, să ridică Sara și spune ia pagar și să plece cu copil cu tot de aici. Și până astăzi vrăjmășii și război între islam, și Israel. Și Israel, după, după, sânge, da? Deci ăsta este un aspect. Acum vine la noi astăzi. Copilul născut sub lege, în chip firesc, nu contează. Eu, adventistul reformist, în momentul în care tu ai spus uh, o idee sau vii cu Evanghelia așa cum este, pentru că eu sunt în vechiul legământ, mintea mea este în vrăjmășie, primul lucru care fac este în secunda a doi te-am închis. Te-am închis. Și după cum în vechime cel născut din firea pământească, prigonea pe cel născut prin făgăduință, tot așa, fraților, nu așa spunea versetul 26 în continuare, se întâmplă și astăzi. Cei care sunt sub lege, persecută și prigonesc. Nu-ți dă voi să te exprimi, să te manifeste, să trăiești Evanghelia așa cum este oferită. Trebuie să fii foarte atent. Spunea un prelat din asta catolic. Când sunt în America, și vorbesc stilul american, liber, deschis, tot ceea ce am în minte. N-am nicio problemă. Când vin în Europa, deși catolic, trebuie să fiu foarte grijuliu cum îmi aranjez cuvintele. Că imediat sunt taxat. Imediat sunt tras la, la dirigenție pentru ceea ce am vorbit. Deci, născut sub lege, în chip firesc, să vede prin felul tău cum te raportezi față de semenii tăi. Acum, Muntele Sinai, sub lege, naște pentru robie, pentru moarte. Muntele Sinai în contrast cu Muntele Sionului. Dar Ierusalimul de sus este mama noastră care ne-a născut din făgăduință, da? Voi pune, care era făgăduința? Iată, voi face cu casa lui Israel după acele zile un nou legământ. Voi lua din ei mintea deavolului, inima aceasta de piatră și legea scrisă pe tablei de piatră era o mărturie permanentă că ei sunt tari la cerbice și sunt cu inima împietrită. O spune și Ștefan, o spune și Pavel, o spuneau și prorocii în Vechiul Testament, oameni tari la cerbice cu inima împietrită, voi întotdeauna vă răzvrătiți împotriva lui, Dumnezeu și nu vă supuneți, da? Și asta, le, asta era mărturia. Legea pentru asta a fost dată. Ca și mărturie că ei sunt oamenii firești sub vechiul legământ, sub blestem, merg la moarte. Acum zice, voi lua din voi inima aceasta, îl voi scoate pe diavolul, îl voi da la o parte, da? Și voi așeza în voi o inimă nouă, o piatră vie care este Hristos. Legea Duhului de viață din Iisus Hristos. Roman capitolul 8, nu ți l-am dat. Roman capitolul 8 ne spune că, exact așa începe, lucru cu neputință legii, tradus în termenii noștri sau pe înțelesul nostru, lucru cu neputință lui Dumnezeu ca să ne dea șansa iertării și a mântuirii, întrucât această vrăjmășie, firea făuntească, îl făcea pe Dumnezeu fără de putere ca să ne mântuiască în felul acesta, Dumnezeu a trimis din pricina aceasta pe Fiul Său în firea noastră. Firea aceasta păcătoasă. Numai că uh, Fiul lui Dumnezeu a ales în permanență să rămână fidel, lipit, una cu Tatăl. Și tot ce vine, conduce și călăuzit de Tatăl. Ce vedeți că fac eu, nu fac de la mine. Tatăl lucrează prin mine. Filip, mai văzut pe mine, l-ai văzut pe Tatăl. Uh, de partea cealaltă, în iudei, ei spuneau, noi avem de Tatăl pe. Avram, nu, 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 voi aveți bătată pe, pe, pe diavolul pentru că sunteți criminali și toate gândurile voastre sunt criminale. Ce dacă ai legea? Ce dacă ai pe Moise și pe proroci? I-ați omorât pe toți prorocii care a fost loiali lui Dumnezeu. Asta faceți voi. Dar în mine locuiește Tatăl. În mine locuiește Tatăl. Piatra aceasta vie cu legea. În inimă, când Hristos este primit în mine, în inima mea și asta este uh, în nou legământ, uh, atunci vrăjmășia a fost drobit capul, a fost uh, îndepărtată și Hristos în mine a adus atmosfera cerului. M-am păcat cu tatăl, sunt în aceeași relație uh, în care a fost așezat Adam înainte de păcătuire. Și atunci nu-i frumoasă Evanghelia, nu-i frumoasă viața că o trăim aici pe pământ, dacă suntem în nou legământ, în relația aceasta, o umblăm cu Dumnezeu. E nou, a umblat în felul ăsta sub nou legământ 300 de ani cu Dumnezeu. Și apoi Dumnezeu l-a luat acasă. A zis, nu, 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 nu are rost să mai fie o întrerupere pe moarte sau până asta, că te așa tu ești calificat. Tu ai învățat de aici să trăiești cerul. După cum se face în cer, așa și pe Pământ. Asta este Ierusalimul de sus care ne-a născut mama noastră din făgăduință. Dar făgăduința era Hristos. Făgăduințele făcute lui Avram, lui uh, 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 zi, lui Adam de la început, lui Noe și așa mai departe. Deci toate făgăduințele ne spus de mari și scumpe să, să cuprinde într-una, în Hristos, în omul Iisus, în toate comorile Universului pentru mine. Putem să mergem mai departe când ne lungim și... Eu și fi vrut totuși o întrebare să vă pun Coincide intrarea în, noului, în noul legământ cu momentul nașterii din nou? Este același moment? Uh, da. Deci nașterea din nou. Nașterea de nou înseamnă născuți, nu din carne, Ioan capitolul 1, dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele lui, le-a dat dreptul să se numească cu lui Dumnezeu. Născuți, nu din carne, nici din sânge, nici din voia firii pământești a vreunui om, nici din vreo doctrină religioasă, anume învățătură, ci născuți din Dumnezeu. Născut din Dumnezeu, asta înseamnă că avem firea aceea dumnezeiască sau natura divină, născut din natura divină. Ori confirmarea aceasta o, face, o, facem noi atunci când mergem la botez, când facem declarația, intrarea în viața aceasta nouă. Galatem 4 ne spune că Având în noi Duhul lui Hristos, imediat Duhul acesta din noi caută pe tatăl său. Și Duhul din noi strică tăticule, Ava, adică tăticule. Exact asta face. Cine este pentru. Că, dar dacă este Duhul Diavolului, striga altceva în vechiul legământ. Însă, Duhului Hristos din noi, legea Duhului de Viață, în Isus Hristos, mai zis legea morții și a păcatului. Și atunci mă îndreaptă direct către origine. De unde vin eu. De ce v-am întrebat eu lucrul acesta? Pentru că a spus mai devreme că cu toții suntem păcătoși. Născuți? păcătoși, născuți păcătoși moștenim, când, deci când, transmis când suntem uniți cu Dumnezeu în nou legământ și avem natura lui Dumnezeu ați spus, mai suntem noi considerați de Dumnezeu ca păcătoși sau priv, ne privește prin noua natură și anume născuți din Dumnezeu da, Dumnezeu ca, ca și păcătoși în sine nu ne-a considerat niciodată, El s-a uitat la potențialul, la ceea ce noi ajungem în momentul în care L-am acceptat pe El, nu la ceea ce suntem, la ceea ce vom fi și El deja ne-a declarat în felul acesta, ne-a declarat neprihăniți, ne-a declarat sfinți, ne-a declarat desăvârșiți, văzuți în această stare de existență, dacă noi am ales să îl acceptăm pe Hristos, să ne regăsim în Hristos. Însă și deci atât de bun este, asta e natura lui și el doar așa poate să conceapă să gândească despre noi. De ca niciodată să nu-mi amintească, niciodată să nu roșească obrazul și să mă mustre sau să mă certe. Mă ceartă acum când nu pot să-mi vin în fire. Dar fiul risipitor când s-a întors acasă nu i-a adus nicio mustrare tatăl său. I-a pregătit ce era mai frumos, o sărbătoare de plină ca și cum ar fi venit, a câștigat o război, a adus înapoi o, o, o țară, a adăugat o țară la, la moștenire și cum ar fi. Asta e, asta e natura lui Dumnezeu. Asta facem noi cu semenii noștri când vrem să-i îndreptăm către Dumnezeu, să-i conducem pe calea aceasta. Da. Următorul pasaj pe care ni l-ați propus este din 1 Petru capitolul 1, versetele 18 la 20, unde scrie că știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur ați fost răscumpărați din folul, felul deșert de viețuire pe care îl moșteniți răzde de la părinții voștri, ci cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. El a fost cunoscut mai înainte de întemeierea lumii și a fost arătat la sfârșitul vremurilor pentru voi. A în termenii noștri, aminții minții umane, fiecare religie cel puțin atâta înțelege, solul legământului celui nou este Hristos, mielul lui Dumnezeu, da? El este garanția, el ratifică cu sângele său legământul cel nou. Că ei concep și înțeleg că a fost adus în existență în e, perioada Domnului Hristos și până atunci când a existat a fost conceput și la cruci, mă rog, e altă poveste. Că văd. Dar Petru spune așa, nu cu argint, nu cu aur, nu cu pietre scumpe sau ceva pieritor ați fost răscumpărați din felul de șer de vețuire care l-ați moștenit de unde? prin naștere de la părinții voștri. Ce, ce, spuneam spunea mai înainte, ați moștenit vrăjbășia aceea de a fi împotriva lui Dumnezeu, din naștere. Pentru care motiv nici noi nu știm. Asta Dar până la nașterea din nou. Până la nașterea din nou. Și cu sângele scump al mielului Dumnezeu care a fost cunoscut când? De la temerea lumii. De când este, de când este nou legământ? Mm -hmm. Sau legământ? Totdeauna, da. De la, înainte de a fi creată prima pulbere din universul acesta mai întâi a fost planul acesta de garanție legământul cel veșnic între tatăl și fiul unirea lui Dumnezeu cu omul uh, nu numai ca să-și împace într-unul singur, spune în, în, în Efeseni, toate lucrurile din cer și de pe pământ. Întreg universul să fie adus în armonie cu Tatăl, în Hristos. Sau punctul de întâlnire a Creaturii cu Creatorul cel de necuprins să fie mărginit și adus aici în Hristos. Aici este uh, uh, mijlocul de întâlnire. Tot universul să fie împăcat în Hristos. El este cunoscut înainte. Da, în momentul când va apare răzvrătirea împotriva lui Dumnezeu, fiu a spus, tată, eu voi merge. Eu voi merge. Garantez cu propria viață. Cu propriul sânge, da? Da, ăsta este drumul. Un Dumnezeu a A văzut exact. Cu lux de amănunte. Tot traseul. De când se naște păcatul în univers, ia existență și până când va fi eradicat. Și a spus, eu sunt garanția pentru acest univers. Că altfel totul s-ar spulvera. Da. De atunci a fost. Și întreg universul, toate ființele raționale gravitează în, în, în jurul acestui legământ. Pentru că este legământul dragostei, al iubirii lui Dumnezeu față. Tot universul declară Dumnezeu este iubire. Însă și psalmistul vorbea despre legământul lui Dumnezeu. În Psalmul 105, în salmă 105, da, versetele 8 la 10, l-am pus intenționat asta în contrast cu vechiul legământ. Citește versetele de acolo. El își aduce aminte totdeauna de legământul lui, de făgăduințele lui făcute pentru o mie de neamuri de om, de legământul pe care l-a încheiat cu Avram și despre jurământul pe care l-a făcut cu Isaac. El l-a făcut lege pentru Iacob și legământ veșnic pentru Israel. Trei Legământ locuri. veșnic pentru Israel. Legământ veșnic pentru Israel, și am stabilit cine este Israel și legi pentru Iacob. Da. Când vorbim de Iacob, vorbim de înșelătorul, vrăjmașia, omul vechi s-a tras pe sfoară de când și-a pus mânușile și a la înșelat pe și a luat dreptul de, de, la ciorba de linte, până cu socră sau 20 de ani, toți s-au sfărăit tras pe sfoară unul pe altul, până la părâul Iaboc. Ăsta a fost Iacob, înșelătorul. De la lupta aceea din noaptea aceea cu Dumnezeu, el pleacă de aici Israel, un prinț al lui Dumnezeu, un om născut din nou. În nou legământ. Legii pentru Iacob, omul firesc, și un legământ veșnic pentru Israel, Un legământ încheiat cu Abraham, Isaac și Iacob pentru câte neamuri? O mie de neamuri. Ce înseamnă o mie de neamuri? Dacă vorbim de neamuri, limbajul Bibliei înseamnă păgânii sub forma de închinare. O mie de forme de închinare la Dumnezeu, dar sub jurisdicția diavolului, așa cum îi învață diavolul. Vă închinați lui Dumnezeu numai să nu fiți cu el, să fiți pierduți. Pentru o mie de generații vine garanția legământul acesta. Dacă o luăm, ca și generații, o mie de generații, o generație la 20-25 de ani, iau-o de la Adam încoace, raportat la 6.000 de ani și vezi cât va mai ține legământul ăsta să ajungă la o mie de generații. Atunci, cum poți să spui că ăsta s-a născut în preajma crucii, legământul ăsta uh -huh. nou? Legământul acesta când el îl are Avram și spune pentru o mii de generații de, de, de neamuri de oameni. Da, am, am, amintit versetele acestea. Haideți să ne amintim cum a fost atmosfera din, Geneza, din Exodul 24 când poporul s-a angajat în legământ. Nu? E aceeași atmosferă care a fost între Cain și Abel și care ne redă în patru. 4. Ia citește acolo. Exodul 24, versetele 1 Un la 8. Jos. Dumnezeu a zis lui Moise, suie de la Domnul, tu și Aaron, Nadab și Abihu și cei 70 de bătrâni ai lui Israel și să vă închinați de departe, aruncându-vă cu fața la pământ. Numai Moise să se apropie de Domnul, ceilalți să nu se apropie și poporul să nu se suie cu el. Moise a venit și a spus poporului toate cuvintele Domnului și toate legile. Tot poporul a răspuns într-un glas, vom face tot ce a zis Domnul. Moise a scris toate cuvintele Domnului, apoi s-a sculat dis de dimineață. A zidit un altar la poarele muntelui și a ridicat 12 pietre pentru cele 12 semințiale lui Israel. A trimis pe niște tineri dintre copiii lui Israel să aducă Domnului ardere de tot și să înjunghie tauri ca jertfe de mulțumire. Moise a luat jumătate din sânge și l-a pus în străchini, iar cealaltă jumătate a stropit-o pe altar, a luat cartea legământului și a citit-o în fața poporului. Ei au zis, Vom face și vom asculta tot ce a zis Domnul. Moise a luat sângele și a stropit poporul zicând, Iată sângele legământului pe care l-a făcut Domnul cu voi pe temeiul tuturor acestor cuvinte. Și dar s-a ratificat cu sânge și acest angajament al omului de a face și a asculta tot ce a zis Domnul. Din nou mă întorc. Ultima afirmație mă duce în, în eroare. Iată Legământul pe care l-a făcut? Domnul. Ca cu voi. și cum i-ar aparține vechiul legământ lui Dumnezeu. Ar fi inițiativa Deci lui. inițiativa unui legământ care eșuează, nu dă bine. Atunci nu mai avem un Dumnezeu. desăvârșit Da. El și are, are și șecuri, are înfrângere, are. Dar nu. El acceptă ceea ce voi ați propus. Ceea ce voi v-ați apucat de capul vostru ca să faceți și să nu uite creștinii duminicali că ei ai să încurcă când spune legea lui Moise legea vechiului testament legământul cel vechi scrie toate cuvintele acestea într-o carte au numit-o cartea legii sau cartea legământului care explica legea legea rămâne acolo scris în tablei de piatră iar cartea aceasta este stropită cu sânge de animale sunt stropiți tinerii, sunt stropite cartea și așa mai departe, da? Deci un legământ ratificat cu sânge. La început Cain l-a ratificat cu sângele lui Abel, aici l-au ratificat cu sânge de animale, că oricum era putre totul, ne spune mai târziu un nou testament și așa este bătrânit și este aproape de pierzare, de pierzare. De ce? Nu are nicio putere în el, nicio viață, nici nu-ți dă, nu dă nimic. Asta s-a întâmplat acolo. Însă dacă o să ajungem în Evrei, capitolul 12, o să vedem un alt sânge, un alt munte și în loc de lege, legea rămâne, dar nu sub făgăduința vom face noi tot ce a spus Dumnezeu. Îl lăsăm pe Dumnezeu să facă tot ceea ce el a spus că face pentru noi. Îl lăsăm să facă. Îl credem, îi mulțumim și ca un copil încercat care stă în, în, brațele mamei, așa stăm noi la pieptul Domnului, ascultându-l și bucurându-ne de tot ceea ce el face în noi și pentru noi. Lasă să lucreze el în noi și pentru noi. Asta este noul legământ. Lucrarea lui în noi, prezența lui, își stabilește tronul în viața noastră, guvernează el peste noi. Avem textul ăsta? Sau? Sigur că da. Pasajul din al 12-lea capitol din Cartea Evrei, versetele 22 la 25. Ci v-ați apropiat de muntele Sionului, de cetatea Dumnezeului celui viu, Ierusalimul Ceresc, de zecile de mii, de adunarea în sărbătoare a îngerilor, de biserica celor întâi născuți care sunt scriși în ceruri, de Dumnezeu, judecătorul tuturor, de duhurile celor neprihăniți, făcuți de săvârșiți, de Isus, mijlocitorul legământului celui nou, și de sângele stropirii care vorbește mai bine decât sângele lui Abel. Luați seama, ca nu cumva să nu voiți să ascultați pe cel ce vă vorbește, că dacă n-au scăpat cei ce n-au vrut să asculte pe cel ce le vorbea pe pământ, cu atât mai mult nu vom scăpa noi dacă ne întoarcem de la cel ce vorbește din ceruri. Mulțumesc! Prima parte a acestui capitol se ocupă de vechiul legământ. Aici este amintit, zice, să nu care cumva să fiți între voi vreunii neascultători ca cei de curvari, atunci. Urvari neascultători ca și e sau care și-a vândut noul legământ, invitația și participarea și șansele la noul legământ mâncare. Să nu care cumva florinii să fii pastor pentru un salariu, pentru o mâncare. Să nu care cumva, Alex, să spui încrederea în Dumnezeu doar pentru viața aceasta, ca să-ți meargă bine, mai bine decât celor din, din lume. Că atunci suntem cei mai nenorociți dintre oameni. Voi nu v-ați apropia, voi n-ați fost chemați la muntele Sinai la legea celor 10 porunci acolo și la care să fie mărturii împotriva voastră și la legământul vechi. Voi nu. Voi ați fost chemați la adunarea în sărbătoare a zecilor de mii, adunarea universală care cuprinde întreg universul. La biserica am consultat mai multe traduceri. Nu a celor întâi născuți, spune, a celui întâi născut. Ne ducem în Coloseni, cel întâi născut din toată zidirea. Este biserica lui, construită de către el. De la Geneza încoace e funcțional această biserică. S-a recrutat în vremea lui Noi, s-a recrutat în vremea lui Enoch, s-a recrutat în perioada poporului de la Moisi încoace, în perioada poporului iudeu, s-a recrutat dintre ei pentru această biserică a lui Dumnezeu. Că li s-a dat șansa la toți. Toți au dreptul, ca și la candidatură, da? Dar s-a recrutat acei care au ales. Au ales ca să fie cu, cu, Dumnezeu. Ați venit la biserica celui întâi născut, la Isus, mijlocitorul legământului celor nou și la sângele care vorbește mai bine decât sângele lui Abel. Da. Vedeți contrastul? Muntele Sionului, nu muntele Sinai. Numele tău și numele meu este scris în cartea mielului, în cartea vieții, în ceruri. Conștientizezi tu lucrul acesta cât ești pe pământ? Că tu aparții direct familiei cerești a lui Dumnezeu, că tu ești un ambasador pe pământ și că tu porți interesul cerului aici? Nu contează că cum e viața aceasta, că e amărâtă, că e grea, că nu s ajung banii, nu s ajunge salariul, necazuri, morți în familie sau nu contează, tu, ești, tu aduni pentru acolo, tu ești în călătorie către acolo. Dacă ne odihnim aici să ne meargă bine în viața aceasta ca și creștini și o fi și aia opțională, am pierdut totul. Sub nou legământ suntem într-un front, într-un război continuu, suntem loviți, cădem de 10 ori, cădem și ne ridicăm. Pentru că cel care ne-a chemat este, este, puternic. La biserica celui întâi născut, noi de multe ori ne îngrijorăm să avem înscrise în numele într-un registru, într-o biserică și crede că asta ne dă mântuirea. Nu! biserica, organizația, biserica de pe pământ, atâta vreme cât lucrează pentru salvarea de suflete și atâta vreme cât ne armonizăm ca să creștem în cuvântul lui Dumnezeu, să putem să ne bucurăm, să ne sprijinim, să ne întărim, e valabil termenul de biserică. Dacă lucrurile sunt moarte și nu e niciun fel de viață, atunci nu ne ajută cu nimic numele scrise sau plătirea taxelor către biserică, ceea ce noi dăm, sau botezul, sau... deci toate astea sunt, sunt moarte. Tu ești înscris în, în, viața lui Dumnezeu, în cartea vieții mielului. Adică, cu alte cuvinte, dincolo de cărțile alea care ne le imaginăm noi, că sunt niște cărți deschise, cartea vieții, cartea morții sau aducerea minte, suntem scriși ca o pecete pe inima lui Dumnezeu, pe inima lui Isus. Acolo, de acolo, niciodată nu poate ca să ne scoată și n-ar renunța. Numai dacă noi ne cerem retragerea. Nu vrem să purtăm numele tău și uh, am văzut nume șterse de acolo, din memoria lui Dumnezeu. Dar nu am văzut nume admise. Pentru că toate au fost admise de la întemeierea lumii. Uh -huh. Și acum rămâne cum ne raportăm noi. Rămâne acolo sau mă retrag? Mă retrag. Deci. Toată Biblia vorbește despre ștergerea din cartea vieții. Nici de cum sunt vreo formă de ca Dumnezeu să gândește să mai recruteze ceva. Nu, pe toți a predestinat și a scris în mintea lui, pe inima lui. Da, a purta marele preot. Ăsta este adevăratul mare preot. Hristos, solul legământului celui nou. Și de a purta 12 pietri pe, pe piept pentru că purta pe toți copiii terei, Dumnezeu îi poartă pe inima lui și toți din Univers, în inima lui. Ați amintit și data trecută și acum ați spus același lucru cu alte cuvinte, și anume că nu a fost în planul lui Dumnezeu sau în intenția lui Dumnezeu evenimentul dării legii la Muntele Sinai, dacă ei ar fi împlinit planul lui Dumnezeu, și-ar fi, sub jurisdicția și -ar fi fost conștienți de, de vechiul că. Ca dovad, Avram n-a avut-o, legea celor 10 porunci, Ienoc nu a avut-o, dar totuși, legea aceasta care se cuprinde în două principii, să iubești pe Dumnezeu și pe apropiatul tău, funcționa la parametrii 100%. Și în viața lui Avram, și în viața lui Ienoc, Avram zărește niște străini, era obiceiul lui. A înaintea lor, alergat înaintea lor, iată că era în nou legământ. Domnilor, veniți, nu se poate să treceți, nu știa ce, nu erau rude, nu era prieteni. Veniți și să vă spăl picioarele. Ce a făcut Isus în camera de sus? Da, Le-a Le spălat, a... picioarele ucenicilor. Eu, eu m-am dat exemplu și modelul vostru. Fericiți veți când faceți lucrurile. Avram o făcea pentru că era în nou legământ în vremea aia fără să, 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 ceară că domnule trebuie să vă răsplată pentru treaba asta. Deci însă și firea noului legământ te duce la așa ceva. Aștepta să vadă cine trece pe preajmă, să se să bucure, să-i spună un cuvânt și să-i să facă un bine. Cu ocazia serii în care Domnul Hristos le-a spălat picioarele, așa după cum comenta apostolul Pavel în 1 Corinteni, Domnul Hristos amintește despre noul legământ și despre sângele care Ia citește versetele de acolo. 1 Corinteni, capitolul 11, versetele 24 și 20, până la 26. Și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt pâinea și a zis, luați mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, tot astfel, după cină. A luat paharul și a zis, acest pahar este legământul cel nou în sângele meu. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, ori de câte ori veți bea din el. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va Mulțumesc. veni Mulțumesc! Pentru singura parte din, din, din tot ce mi-ai citit este aceasta. Paharul acesta, beți toți din el și asta o recunoaște toată creștinătatea. Acesta este legământul cel nou făcut în sângele meu, ratificat cu sângele meu. Da? Uh -huh. uh, și acum, dragă Florin, îmi spune frații duminicali, vezi că legământul cel nou este instituit de Domnul Hristos, aici apare pentru prima dată, da? În camera de sus, Domnul Hristos cu cenicii. Ce face? Hai să luăm. Le spală picioarele, frânge pâinea, ăsta este trupul meu, luați și mâncați, le dă paharul, vezi că acesta este legământul cel nou făcut în sângele meu. Hai să ne întoarcem în Geneza. În Geneza, capitolul 14, unde. Citești Melchisede... capitolul 14, versetele 18 și 19. Melchisedec, împăratul Salemului, a adus pâine și vin. El era preot al Dumnezeului celui preanalt. Melchisedec a binecuvântat pe Avram și a zis, binecuvântat să fie Avram de Dumnezeu cel preanalt, ziditorul cerului și al pământului. Bun. 1. Avem un mare preot după ordinea lui Melchisedec, nu cea levitică. Care strage din aron. După melchisedec, nu discutăm acum nimeni își dă cu presupusul, nu știi cine a fost, ce, ce este cu acest melchisedec. Acest melchisedec, vine la Avram cu pâine și cu vin, și dă lui Avram. Ce le-a dat domnul Hristos în camera de sus, că de ea am plecat de acolo. Pâinea și vinul. Ce este acesta, acesta este legământul cel nou în sângele meu. Care era diferența între ucenicii din camera de sus. Și Avram, când Melchisedec vine cu ce? Cu pâine și cu vin. Cu pâine și cu vin. Exact aceeași. Asta este legământul cel nou în sângele meu. Era funcțional în vremea lui Avram? Era pâinea și vin prezent acolo? Sau nu înțelegem ideea, nu o prindem. Uh -huh. da? Deci Avram, putem să spunem că a luat cina după cum ucenicii o la în camera de sus. Avram spală picioarele lui Hristos, că unul dintre îngeri care a venit și a poposit și a dat făgăduință era Hristos. Și îi spală picioarele. Face mai mult decât a făcut apostolii, că ei s-au tras înapoi, spălăm noi picioarele. Dar Avram o face. Avram era un slujitor, te vei numi, tată a tuturor credincioșilor, a multor neamuri, nu numai a evreilor. Neamuri înseamnă păgân, vei fi tată a multor neamuri, iar sămânța ta va fi ca stelele cerului, adică sămânța a Hristos, că toate fă, făgăduința în Galateni ne spune că era, țintea la Hristos. Toți cei mântuiți de Hristos vor fi ca stelele cerului. Deci funcționează legământul nou în viața lui Avram? Funcționează. Pâinea și, și vinul. Mai era ceva acolo? Un, un termen mai jos? De ce am amintit? Melchisedec preoția lui Domnului Hristos este după această rânduială și cu ce? Exact cu asta se prezintă. Cu ce s-a prezentat Melchisedec? Cu pâine și cu vin. Cu ce se prezintă Domnul Hristos în camera de sus? Cu pâine și cu vin. După ordinea aceasta, aveau preoții în ritualul lor pâinea și vinul? Pâinele le aveau, dar sub alte forme. Ei mergeau pe, pe jerfi, pe sacrificii, da? Deci în cele 330 de legi, în asta, în asta stătea. Ei, domnul Iisus lasă toată povestea la o parte. Mai departe, nu se identifică cu preotul și cu levitul care au trecut pe lângă cel căzut și se le identifică cu samariteanul. Și când le iei pe o bârșie, cu curva Rahav, cu David, cel cu atâtea păcate, el este un prim prieten al păcătoșilor care a venit să mântuiască pe cei păcătoși. Merge în paralel cu slujbile lor, merge Evanghelia asta care recrutează pentru mântuire. Cu uh, zi din uh, Rut. Uh, rut cu, cu, Boaz, da? Cu, uh, dă de era fata asta venită? Dintre, dintre, neamuri, dintre neamuri. Și Domnul Hristos pe linia asta, când o iei pe linia asta să se naște. Da, spune că s-a făcut fratele nostru de sânge să, ne, să poată să ne răscumpere. Acum a dat putere legii, era cu imposibil pentru lege să ne răscumpere altcumva. Și a venit, s-a făcut fratele nostru de sânge, a intrat în rudenia noastră cu drept de răscumpărare. Și acum mai spunem lui satana, da, pământul, planeta asta, de la Adam încoace, cine are dreptul de moștenire? Păi copiii lui Adam și eu sunt unul dintre ei, că m-am născut pe aceeași linie. Până femeia a intrat păcatul în lume, până femeia a intrat și mântuirea, Domnul Hristos, s-a născut în femeie, da? Acum am toate drepturile de pline. Eu am dreptul la răscumpărare, plătesc prețul și răscumpăr. Și te-am lăsat cu mâinile goale. L-a legat pe cel puternic, a luat robia, roabă, a dat daruri bune oamenilor și a scos de robia morții și a păcatului, a scos uh, uh, oameni care i-a dus în împărăția, deja i-a dus în împărăția cerurilor. Pe păi final mai era un verset. Da, un pasaj din psalmul capitolul 5. Ia să vedem cum se încheie istoria planetei acesteia. Cu niște oameni ai legământului. A cărui legământ. Ai... Pe care îi cheamă de la, de la o margine a lumii, de la Adam și până la ultimul, până la ceea cât cuprinde planeta asta în timp și în spațiu. Hai să citim. Primele șase versete. versete. Dumnezeu, da, Dumnezeu, Domnul vorbește și cheamă pământul de la răsăritul soarelui până la sfințitul lui, adică pe toți. Din Sion, care este întruparea frumuseții desăvârșite. Nu după Sinai, unde s-au îngrozit și Moise și tot poporul, din Sion. Muntele Sionului, Evrei 12, adunarea în sărbătoarea Sfinților, cei întâi scriși în, în cartea celui întâi născut și așa mai departe. De acolo strălucește Dumnezeu. Dumnezeul nostru vine și nu tace. Înaintea lui merge un foc mistuitor și împrejurul lui o furtună puternică. El strigă spre cerul sus și spre pământ. Ca să judeci pe poporul său, strângeți-mi pe credincioșii mei care au făcut legământ cu mine prin jertfă. Aici, strângeți-mi pe credincioșii mei care au făcut legământ cu prin mine jertfă. prin jertfă. Știți cum se interpretează și se traduce textul ăsta? Că trebuie să ne luptăm, lupta credinței. În mintea, până la... în mintea ferească, trebuie să sacrificăm totul. de dăm și viața, ca și ieftai. Și îmi dau și copilul și mil, la moarte, că am jurat lui Dumnezeu credință, da? Nu. Strângeți-mi pe credincioșii mei care au acceptat legământul făcut de mine prin jertfa mea. Asta este... Ideea versetului. Urmărind mai multe traduceri, aici duce. Eu am ratificat un legământ cu propria mea viață. Toți care l-au acceptat și au intrat în botezul cu apă și a spus da, eu am murit împreună cu Hristos atunci pe cruce, sunt de acord, accept aceasta am fost coborât în moarte am fost despărțit de diavolul, de vrăjmășii de mintea veche a păcatului am fost înviat și asta o luăm în romani capitolul de la 4 încolo și ne ducem până la 8 am fost înviat la o viață nouă am fost înălțat împreună cu el am fost așezat în locuri cerești mi s-a dat cetățenie și lucrez ca ambasador aici pe pământ ambasador al cerului aici pe pământ și acum zice, vine și strângeți de la abel încoace, pe toți credincioșii care au intrat în legământ, au acceptat legământul ăsta al meu, prin jertfă. Dumnezeu vine și strigă. Strigă către cerul sus și către pământ jos. Uh, mai era un verset mai jos? Da. Uh, Te-am oprit pentru că asta era ideea. Pasajul, uh, ultima, ultima frază, practic spunea, atunci cerurile vor vesti dreptatea lui, adică neprihănirea atunci, lui. Atunci. Căci Dumnezeu este cel ce judecă. Atunci se va vedea dreptatea lui Dumnezeu și să va pleca și satana și toți supușii lui și toți pocăiții de toate culorile și o să spună drepte și adevărate sunt judecățile tale. ne gura. Nu mai avem ce să mai... Până aici am spus am ținut predici la fel ca și satana. Am uimit universul cu tâmpenirii noastre. Dar acum ni s ar rupt poșta. Asta este calea mântuirii. El este mielul, el este vrednic îi se cuvine toată slava, cinstea și lauda. Noi plecăm în inexistența noastră, pe drumul nostru, cu focul ăsta veșnic în suflet, care nu va fi stins sub nicio formă, că puteam atât de ușor și de liber să fim acolo, dar am ales să fim din coace și ne-a respectat alegerea. Ne-a respectat alegerea să fim departe de fața ta într-o perzare veșnică, că am ales de conducător pe diavolul. L-am slujit toată viața și ne a lăsat, am crezut minciuna lui și n-am crezut adevărul spus. De tine și arătat în Domnul Hristos, ca și persoană, că El este adevărul, calea și viața spre mântuire. Solul legământului celui nou. Ne-ați dat uh, vești bune, speranțe? Sunt mari. bune. Deci, asta stare de existență în care suntem chemați și nu avem de ce să ne temem în lui aceasta. Când Dumnezeu este cu noi, cine poate să fie mai tare? Uh, părerea mea și cred că aș vrea să fiu Sunt curios de părerea dumneavoastră, în ce măsură considerați că? Acest adevăr al noului legământ este predicat sau înțeles cel puțin în masa mare a creștinismului de astăzi? Într-o măsură, dacă îmi fac un calcul, hai să mergem pe, pe date biblice. Nu pot să fac socoteala acum, că mai lua prea... dar atâta știu. În Apocalipsa ne spune că cei care dă ultima solie sau întreita solie îngerească care începe temeți-vă de Dumnezeu și dați slavă și închinați-vă, nu diavolului, celui care a zidit cerul și pământul. Deci asta mi spune mult. Când îmi atrage atenția, băi, Florine, tu închinete la cel care a făcut cerul și pământul, înseamnă că el în momentul în care îmi spune treaba asta, închinarea mea este la un Dumnezeu fals. Așa cum a venit Ilie, muntele Carmel. Băi, dacă Baal este Dumnezeu, astăzi se va face lumină. Ei erau convinși că Baal. Baal pe ori, Baal beri, Baal zebub. Și Baal înseamnă un generic pentru Dumnezeu. Dumnezeu a cananiților. Dacă Canaan era unul din nepoții lui noi, coborând în corabii. Și dacă se ducea pe linii, nu se poate. Asta e Dumnezeu celui, da? Dar Ilie spune așa, să se cunoască astăzi că tu, Jehova, ești singurul Dumnezeu adevărat în ceruri și că eu sunt slujitorul tău. Atât. Ei, în zilele noastre, zice ca și în vremea lui Ilie, în zilele sfârșitului, Dumnezeu mai are încă o rămășiță care nu și-a plecat genunchiul înaintea lui Baal. Deci ăștia care vor da ultima solie sau întreita solie îngerească, Biblia mi arată în Apocalipsa 7, 144 de mii. Raportat la 8 miliarde. Și vezi că am cât cade pe milionul. 18 cât, nu știu, e prea repede să fac socoteala. Deci ei sunt și când se vor arăta, nu trebuie să fie mulți. Dar ei sunt deciși, sunt cu totul de partea lui Dumnezeu și ăștia vor fi care vor da. Aia va fi Evanghelia adevărată. Și practică și cu asta se va încheia. Considerăm de ce tari... parte voi fi eu și tu? Sub tabăra, toți știi că lumea se împarte în două, conform Bibliei desparte oile de capre. Sub vechiul legământ? Sub călăuzirea sub mintea diavolului, care și în final zice, vedeți cetatea? Uh -huh. noua Ierusalim, mama noastră. Vedeți pe ei cât de puțin sunt acolo? Și noi cât de mult suntem? De dreptea este a noastră. Împărăția și stăpânirea este a noastră. Cum i-a spus lui Iisus, ție ți le dau numai închină-te mie. închină mie. Hai să ne ridicăm să o cucerim. Discutam cu nevastă mea zilele trecute, cum e cu, zice Florin, am citit că slava aceea, focul ăla care -i arde, care îi mistui pe nelegiuiți, nu-i nimic altceva decât neprihănirea în care noi suntem îmbrăcați, cei mântuiți. Este neprihănirea care a pierdut-o primii noștri părinți atunci când s-au despărțit de Dumnezeu. Pentru unii este slavă de bucurie și de fericire veșnică, pentru alții este un foc mistuitor. Și slava aia când înconjoară cetatea da. și asta, păi ce ne regiții, îi termină? la finalul prezentării, este vremea unor concluzii scurte să vedem ce reprezintă noul legământ pentru noi, credincioșii acestei ultime generații. Pentru noi este invitația, așa cum a fost făcută la Avram, ca eu să-i dau voie și toți ascultătorii care ascultă sau studenții scripturilor să-l primească pe Hristos ca Domn și Mântuitor în viață, să troneze în viața mea și să facă din mine fortăreața Lui, o piatră sau un templu pentru Dumnezeu în care să locuiască plinătatea lui Dumnezeu în mine. Sau dacă nu, există a doua variantă cu diavolul, cu miile lui de minciuni și de manifestări, în înger de lumină, eu un predicator al neprihănirii, pentru că slujitorii lui se prefac în slujitoarea neprihănirii, dar toată povestea asta nu mă duce decât la moarte veșnică, dar, dar abia atunci îmi voi da seama. Dar e bine să-mi dau seama astăzi. Sper că scurta noastră dezbatere a Motivat oarecum ascultătorii să-și dorească aprofundarea acestei teme și oarecum să aducă lumina asupra acestei teme. Pentru că înțeleg că este diferență ca de la cer la pământ, ca de la iad la rai. Diferența dintre vechiul legământ și a trăi în vechiul legământ conectat cu cel rău cu cea de-a doua variantă și anume varianta lui Dumnezeu. Varianta noului legământ în care neprihănirea și viața Domnului Hristos este unită profund cu natura noastră. Sunt convins că mulți din ascultători au abandonat vizionarea, pentru că, ca și cei 70, e prea de tot să mâncăm trupul lui și să bem sângele lui, e un motiv de... Dar mai sunt convins că există puțin și acea clasă, ca și cei din Berea sau ca și ucenicii, care îl trăgea pe Domnul deoparte și spune, explică-ne ce ai vrut să spui, cum este cu asta. Băi, ce a vrut să spună cum vrea să ne numească tâmpiția aia în seara asta? Acolo, palavragii Oricum ar vrea. Ia să luăm scripturile, să să vedem până la urmă. Cum e? Cum stau lucrurile? O provocare uh, la un, uh, un studiu serios al scripturilor. Și numai prin călăuzirea lui Dumnezeu să ceară descoperiri și înțelepciuni de la Dumnezeu. Că altfel nu, nu iese lucrurile. Vă mulțumesc la finalul studiului pentru acest subiect motivator și provocator și rămâne ca o întrebare de meditație sau de cercetare a noastră a tuturora. Trăim noi în noul legământ sau încă ne complacem într-un legământ superficial care are doar o superficială mantade sau înfățișare de relație cu Dumnezeu, dar fără nicio profunzime, fără nicio viață. Avem noi bucuria, avem noi acea manifestare dată de neprihănirea Domnului Hristos în noi, acea pace interioară și acea creștere, acele roade care dovedesc creșterea venite dintr-un legământ trainic cu Dumnezeu sau nu. Înainte de a ne ruga și a-i mulțumi lui Dumnezeu pentru această ușă deschisă pe care ne-a făcut-o de a fi membrii ai unui univers fidel lui Dumnezeu, Vom asculta un imn instrumental cântat de grupul Amadeo intitulat Cum să-ți mulțumesc Însă înainte de asta anunț faptul că vineri seară și sâmbătă îl vom avea la noi în comunitatea Bucov Pe fratele pastor Liviu Tudoroiu cu care deja v-ați obișnuit Până la rugăciunea pe care am amintit-o, haideți să ascultăm împreună acest frumos imn O ce sunt și ce voi fi de apurul, E darul tău divin Slavit fie Domnul Slavit fie Domnul Slavit spălat al său sânge, m-a înălțat tare, slăvit fie Domnul pentru tot ce mi-a dat. Aș vrea să-ți fi.

Love, Domnul pentru tot ce mi-a Amin. Amin. Tată iubit din ceruri, Îți mulțumim în mod special pentru Domnul nostru Isus Hristos. Garantul fericirii și a mântuirii noastre veșnice, îți mulțumim pentru că el este solul legământului celui nou Am. care aduce viața ta eternă în noi. Îți mulțumim că ai ales în felul acesta să iei aceste pietre, fără nicio formă, fără nicio frumusețe de subrobia păcatului, stricate de diavol, desfigurate și duși atât de departe de tine și să faci din a cei care te acceptă, niște briliante în care să poată să reflecte chipul tău pentru toată veșnicia și în întreg universul. Amin. Îți mulțumim că legământul tău garantează fericirea noastră de astăzi și pentru toată veșnicia. Da. Ne dorim ca să îl înțelegem cât a. se poate, că pe deplin nu îl vom înțelege niciodată, să-l acceptăm cu bucurie și să rămânem copiii tăi. A. Binecuvântă pe toți ascultătorii! Da. Știm că inima este împietrită, este răzvrătită, dar mai știm că puterea Harului nu cunoaște limite și că întotdeauna câștigă biruințe asupra minților noastre și aduce lumină, aduce bucurie și aduce pace eternă. Ne încredințăm și încredințăm pe toți în mâna ta bună și ne dorim ca în ziua aceea atât de aproape și de minunată să putem să ne salutăm unii pe alții, da. pe meleagurile Noul Ierusalim am împărăției tale veșnice. Până Amin. atunci, ajută-ne ca cu bucurie să ducem lupta credinței până la capăt. Îți mulțumim prin totul Hristos. Amin. Amin.